Cu pensula Art Aqua sau 02 din păr natural, diluăm bine acuarela de culoare neagră. Pe un tips pe care am aplicat top mat și l-am polimerizat complet, pictăm capul și corpul fluturelui nostru pe diagonala tipsului, precum și două piciorușe. Mai sus, deasupra capului, vom începe să pictăm, tot cu acuarelă, aripa din spate, din care se vede foarte puțin. În partea de sus, e ușor curbată, iar forma ei seamănă mai mult cu semnul întrebării întors. De sus, din mijlocul tipsului, pictăm aripa din față, care, datorită faptului că este mai aproape de noi, o vedem mai mare. Forma ei, în partea din lateral, e la fel cu cea din spate. Pictăm aripa având grijă ca ea să fie mai lungă în partea de sus și mai scurtă puțin spre dreapta. Spre exterior, ea are două valuri și se prinde de corp la o mică distanță de locul de unde am pornit. Desenăm și aripa de jos, mult mai mică decât cea de sus. Ea pornește din locul unde se termină aripa de sus. Toate aceste aripi se prind de corp la mijlocul lui. Încărcăm pensula 01 de One Stroke cu albastru închis Carving 02 pe partea mai lungă și cu gel alb Super French pe partea mai scurtă și realizăm trecerea de culori pe partea curată a paletei, după care mai luăm și gel albastru Painting 39 pe partea mai lungă și realizăm iar trecerea de culori. Începem să aplicăm culoarea pe aripa din spate, poziționând pensula la mijlocul aripii, pe conturul ei și mergem încet în sus cu pași mici pe conturul desenat până la aripa din față. Tot de la mijlocul aripii începem să aplicăm culoarea până la aripa mică. Întoarcem tipsul și aplicăm culoarea pe aripi și în partea dinspre corpul fluturașului. Astfel, aripile vor fi luminate pe mijlocul lor. Pentru a se uniformiza și mai bine culoarea, mai trecem încă o dată cu pensula pe aripă, după care vom polimeriza 10 secunde. Pentru o culoare mai intensă, întotdeauna trec peste model de două ori, după care voi polimeriza din nou. Fără să îmi curăț pensula, iau pe partea mai lungă galben neon Painting 16 și pe partea mai scurtă alb Super French. Putem încerca să adăugăm pe rând negru sau alte nuanțe de verde până obținem o culoare care ne place. După ce am obținut un degrade frumos, aplicăm culoarea pe aripa mai scurtă, urmărind conturul pictat cu acuarelă. Polimerizăm 10 secunde, după care mai trecem încă o dată cu culoare peste aripă și polimerizăm din nou. Cu galben Carving 08 și verde închis, facem un degrade, după care adăugăm pe partea mai lungă a pensulei și galben neon și apoi alb și realizăm iar trecerea de culori. Cu această culoare începem să pictăm o frunză mare, vălurită, prima dată jumătatea dinspre fluture, peste care trecem de două ori pentru ca culorile să fie mai vii. Realizăm și cealaltă jumătate de frunză.
polimerizăm 10 secunde, după care venim cu al doilea strat de culoare peste frunză. În gelul încă nepolimerizat, cu pensula 00 Moira, cu gel negru fără fixare NF02, trasăm nervura principală a frunzei, după care trasăm nervuri secundare și polimerizăm. Pictăm cu gel negru corpul fluturașului, după care polimerizăm puțin. Pe vârful mai lung al pensulei 0 de One Stroke am luat puțin gel negru cu care voi adăuga o umbră suplimentară lângă nervura principală a frunzei. Cu cea mai deschisă culoare din degradeul frunzei, adaug lumină pe nervura principală, iar apoi polimerizez. Aplic gel de luciu Master Cool Top, pe care îl voi polimeriza doar 10 secunde, pentru că peste el voi realiza detaliile de suprafață cu gel fără fixare. Astfel, modelul meu va avea un aspect ușor 3D. Cu pensula 00 Moira realizez contururi aripilor cu gel negru din exterior înspre corpul fluturelui, pentru ca gelul să se subțieze ușor și modelul să aibă un aspect delicat. Realizăm și un model de nervuri. Nu facem prea multe ca să nu fie încărcat. Dacă nu vă ies prea frumoase aceste nervuri, vă sfătuiesc să faceți întâi pe hârtie cu creionul modele de fluturi cu nervuri. Anumite zone din contur vor fi îngroșate, pentru că aici vom pune câteva punctulețe albe de decor. Din când în când mai polimerizăm puțin. Realizăm și conturul aripii de jos. Decorăm în continuare și aripa de sus și apoi polimerizăm. În partea de sus a degradeului frunzei adăugăm gel alb cu care vom contura frunza. Nu uităm că contururile se realizează cu o cantitate foarte mică de gel, încercând să îl pictăm frumos din prima, fără să trecem de mai multe ori prin același loc, pentru că va avea un aspect murdar. Pictăm antenele fluturașului, una mai scurtă și alta mai lungă, pentru că și pe ele le vedem tot în perspectivă, la fel ca și aripile. Acolo unde conturul e mai gros, aplicăm cu punctatorul câteva grupuri de buline foarte mici cu gel alb fără fixare. La final, polimerizăm 2 minute. Modelul meu este gata, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez spor la lucru!